Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Anterior am testat AllView Viva H7 Life Edition, tableta 3G accesibilă de la AllView care îți promite internet pentru un an. Și dacă ți s-a părut că tableta aceea nu este cea mai performantă, nu este tocmai la nivelul nevoilor tale, AllView mai vinde una. Face și Viva H7S, o ediție cu ceva mai mulți cai putere, să zicem, sub capotă, pe care o desfacem în minutele care urmează. Dacă vrei să vezi și review-ul cu Viva H7 Life Edition, o să ai un link undeva pe aici, prin partea de jos. Bun, la momentul review-ului, Viva H7S înseamnă o tabletă de 700 de lei cu 3G. Este o tabletă de 7 inch, din nou, o punem, dacă vreți, lângă un Nexus 7, care este etalonul clasei, însă aceasta este mult mai scumpă, ajunge la 1400-1500 de lei, cea mai accesibilă cu LTE. Și atunci hai să vedem dacă este ieftină doar la preț și nu și la specificații. Să desfacem pachetul. Sigiliile de siguranță de pe pachet, un pachet gri prin comparație cu cel de la Life, care era alb, acesta este pe gri. Și la prima vedere, specificațiile sunt relativ asemănătoare dacă te uiți de la distanță. Mai de aproape o să vezi că rezoluția ecranului este ceva mai mare aici. Ai o cameră mai bună cu autofocus și în mare cam același lucru, cel puțin la prima vedere. O să vedem împreună specificațiile o dată ce o și pornim. În pachet certificatul de garanție și 3 luni de Bitdefender, parteneriatul celor cu Bitdefender cu cei de la AllView. Și deja avem o tabletă mult mai atrăgătoare, cu o carcasă din aluminiu. Este un aluminiu gri, rugos, așa, mat, care arată deja mult mai bine ca și calitate față de plasticul lucios de pe varianta H7 Life. Da, mult mai bine. Hai să vedem ce mai găsim în pachet și vorbim mai și de tabletă. Dedesubt, exact cum așteptam, căști cu microfon și buton de răspuns, poți să folosești tableta și pe post de telefon. Cablu USB, micro USB, un manual foarte consistent și încărcătorul cu ieșire USB de 2 amperi. În cazul acesta avem o tabletă cu o baterie de 3000 de miliamperi, un pic mai mare față de versiunea Life, care ar trebui să se încarce așadar într-o oră și jumătate cu acest încărcător, cel puțin teoretic. Bun, hai să vedem tableta. Mult mai frumoasă. Linii mai ușor rotunjite în partea de sus, însă pe lateral liniile sunt tari. O simți rece în mână, calitatea aluminiului evident întotdeauna ne atrage. Specificațiile pe care le vezi aici sunt doar în partea adevărate. Ai 5 megapixeli cu cameră cu autofocus pe spate. Full HD înseamnă că scoate video Full HD, nu că este ecranul Full HD. Ecranul este cu o rezoluție de 1280x800 de pixeli. Și o să vedem ce înseamnă asta. Este și o tehnologie mai nouă. Camera așadar de 5 megapixeli, un LED flash aici pe spate, difuzorul stereo în partea de jos. Aici iarăși am un slotul pentru micro USB, pentru încărcare și pentru conectare la calculator. Aici am și microfonul. Pe partea stângă am butonul de standby și de power, jack-ul pentru căști în partea de sus. Pe partea dreaptă butonul de volum și văd aici așa că dacă desfac acest capac voi ajunge la, am accesul la SIM. Tableta este un 3G care merge până la HSPA, viteză 21 de megapixeli și card micro SD. Poți să pui stocare suplimentară pe lângă cei 8 GB pe care îi capeți. Nu sună rău, ce puțin din primele specificații, hai să o și pornim. Să nu stric eu sertărașul ăsta. Care se bagă, se colisează așa. Nu ai acces la baterie sau la alte chestii interne, ci doar prin acest sertăraș la SIM, care este de dimensiuni normale și microSIM. Dar nu reușesc eu să închid capacul. Ah, gata, cred că m-am prins. Pi de forță brută nu strică. Mă, intră mă, treci mă. Așa, hai. Da, ce pot să zic? Ergonomie, așa, gata, l-am potrivit. Bun. O să o pornesc această tabletă și între timp, dacă nu vă supărați, o să dau folia asta la o parte. În timp ce pornește,
tabletuța aceasta cu o rezoluție așa, dar ceva mai mare, vă spuneam că avem o rezoluție de 1280x800 de pixeli, pe o diagonală de 7 inch și un display de generație mai nouă, este un IPS OGS, un display mai clar, cu un contrast mai bun, față de cel anterior, într-adevăr, arată mai bine. Wi-Fi până la clasă N, 3G și GPS. Ce vrei aici? Ah, pot să trag de tastatură, am înțeles. Nu vreau, ok. Tips and tricks. Deja simt că și display-ul este mai responsiv, răspunde mai bine la taste. Îmi place marginea asta relativ subțire. Să-i dau și un cont de Google ca să tragă câteva aplicații. Și între timp până se loghează o să vă arăt că are aproape aceleași proporții cu un Nexus. Este ceva mai îngustă în schimb, are un management mai bun al marginilor acestea prin comparație. Cam așa arată distanța dintre margini. Ca și grosime, aproape acolo. Acces la locație. O tabletă altfel de jumătate de kilogram, are aproape jumătate de kilogram. Pe specificații spune că ar avea 451 de grame. O grămadă de tips and tricks, sunt o grămadă de funcții integrate în această temă. O temă mai închisă la culoare care se folosește acest contrast foarte bun și din nivelul bun de negru al IPS-ului OGS. Văd SiteGeek preinstalat, ESC File Explorer, Task Manager, Office Suite și temele acestea pe care cei de la AllView le pun, câteva widget-uri, aplicația de telefon, e-mail, SMS-uri, poți să pui și WhatsApp pe ea, poți să pui și alte lucruri. Să facem repede și un test de browsing. Dăm și o căutare. Navigarea rapidă, hai să vedem și cât de repede deschide și un articol. Mai repede la poze, să vedem și o poză. Poze, ok. Navigat printre poze. Să dăm un play la un video. Landscape. Sunetul este ceva mai bun, ceva mai clar de data asta. Să dăm full screen. Și o să punem la muncă rezoluția asta de 1280x800. Da, și aici ceva mai bine, este un pas înainte, este ceva și mai bine față de ce am văzut pe A7 Live. Îmi place că butoanele sunt în afara ecranului, așadar am la dispoziție tot ecranul pentru a-mi face treaba pe cu ce vreau eu și butoanele sunt puse în afară, este loc suficient. Am văzut browsing, am văzut video. Hai să vedem rapid câte ceva din meniu. Trag de partea de sus ca și la H7 Live și am acces rapid de la widget-uri. Bluetooth, Wi-Fi, Brightness, GPS, conexiunea de date, dacă bagi și un SIM în ea. Trag din stânga să văd notifications. Pot să o folosesc și în landscape și în modul portret. Hai să dăm la descărcat între timp și un joc. Bun, până se descarcă jocurile și aplicațiile, hai să vedem rapid și camera. 5 megapixeli spuneam pe spate cu autofocus. Hai să vedem ce înseamnă lucrul ăsta. Deja văd niște treburi aici, fără să trească să fac eu nimic, deja camera focalizează foarte repede. Își schimbă zonele de focus în funcție de cât de aproape aduce un obiect, este capabilă să se miște suficient de repede, cu siguranță instantaneile pentru a posta pe rețele sociale vor fi mult mai bune, iată. Mă încurc însă că nu poți să lași decât să-și facă el pe autofocus, nu poți să alegi tu zona de focus. Ok, skin effects, ok, art frame, ok, ok, ok. Cheese! Cheese!
Capture. Aha, cu Capture a mers. Așadar, poți să faci poze și cu voce. Hai să vedem ce înseamnă și camera frontală. Camera, evident, mult mai slăbuță, suficientă pentru... Cam slăbuță pentru nevoile unui om obișnuit, dar are tot felul de efecte. Încearcă să îi păcălească pe cei cu care o să vorbești sau să le faci poze, te face mai frumoasă, spre exemplu. Asta înseamnă fără niciun fel de efect, nu vreau să păcălesc pe nimeni. Temperatura de culoare neașteptat de caldă, o virează destul de mult în galben. Capture! Am capturat cu vocea. Camera de față cam slăbuță. Dar pot să îmbunătățesc fața cu tot felul de efecte pe care le adaugi. Aha. Și poți să editezi, să-ți faci fața mult mai frumoasă. Angel. Îmi prea așa seama unde am eu ochii, dar na. Există tot felul de aplicații prin care poți să te faci să arăți mult mai bine. Adevărul e că stai și o poză suficient de bună pentru lucrul ăsta. Camera de față slăbuță. Am descărcat între timp simulatorul Epic Citadel ca să vedem cât de bine se descurcă în teorie în jocuri pe engine-ul Unreal, care motorizează câteva dintre cele mai bune jocuri. O ușoară sacadare, dar culorile sunt bune. Aș vrea să văd un benchmark. Sunetul suficient de tare. Ce parcă ceva mai clar decât pe versiunea live. Așadar, un FPS undeva în zona lui 24-25, la limita sacadării. Aici deja se chinuie, cade puțin și sub 20, foarte multe elemente de randat. Mișcările aproape fluide, aproape fluide. Mult mai bine aici, la apă, la texturi. Reflexii, lumini, de diferite umbre. Flyover-ul a reușit. Aici iarăși foarte multe texturi, foarte multe detalii și e cam la limită, dar îmi place că n-a coborât încă sub 25 de frame-uri pe secundă. Acolo este limita în care vezi sacadările la un nivel deranjant. Așadar, relativ bună și în jocuri. Hai să vedem totuși un joc de adevărat. Pe simulator s-a mișcat bine, cel puțin. Am descărcat un Iron Man. Un joc de 1 giga și. Să vedem cum se descurcă. Ușoare sacadări pe primele imagini, pe primele randări. Oh, you know, Tuesday, Ark Post trying to restart industry to steal my latest tech.
Am început deja să zbor. În esență, jocul ăsta este un joc de alergare cu obstacole, să zicem. Tableta răspunde bine, accelerometrul face o treabă bună, ce să mă ferez de obstacole. Zbor la joasă altitudine. Randarea este bună. Culorile sunt bune, unghiurile de vizualizare sunt bune. E și în sfârșit am căpătat, am luat un pic de altitudine. Am început să trag în drone. Am și laser la dispoziție, o combinație de Fruit Ninja cu Temple Run, din când ați. Lasere, frate. Am și fructe interzise, cum este EMP-ul. Da, ceva mai bine în jocuri, de fapt mult mai bine față de H7 Life. Și hai să tragem concluzii. La 700 de lei o tabletă cu 3G din aluminiu, o cameră de 5 megapixeli care face autofocusul acolo unde vrea ea, dar totuși face niște poze decente, o baterie de 3000 de mAh, internet gratuit pentru un an. Mi se pare greu de bătut. O tabletă de jumătate de kilogram, aproape 500 de grame, cu un display de bună calitate. Mi-ar fi plăcut să fie doar o idee mai aproape de sticlă laminat. Văd un pic de distanță între sticla protectoare și display și vreau să fie puțin mai apropiate, astfel încât unghiurile să fie și mai bune, dar chiar și așa unghiurile de vizionare sunt bune. Slot de card microSD pentru că ai doar 8 GB de stocare, dar bun și aia. Un quad-core cu 1 giga de RAM și un accelerator grafic care face o treabă decentă. O tabletă la un preț neașteptat de bun, care poate oferi foarte multe. Și Wi-Fi, și GPS, și Bluetooth, și un ecran bun, aproape HD. Cam asta este AllView Viva H7S, versiunea ceva mai potentă a lui H7 Life, pe care o puteți vedea într-un alt clip de pe blog, aveți link mai jos. Aștept impresiile voastre despre aceste două tablete, cum vi se par. Poate vreți să vedeți și niște review-uri la produse comparabile și cel puțin la fel de interesante de pe canalul meu de YouTube. Aștept impresiile voastre mai jos pe blog, dați-ne un subscribe pe YouTube și până data viitoare, numai bine!